Da, am revenit în direct. A doua mare afacere, Tomograful din județul Neamț, în mai puțin de 20 de ani. Primul scandal... Și câte alte afaceri n-am mai și făcut. Și câte, da, dar cu Tomograful ăsta mie îmi dă maxim. Deci primul a fost făcut beton, dosarul respectiv, dar n-a pățit nimeni nimic. Totul s-a pierdut în timp. Așa, culmea... Ancheta a fost, mă scuze, a fost finalizată destul de repede. A ajuns, cred că și în instanță, destul de repede, în schimb, în instanță, tot a fost răgânată, tot felul de termene peste termene, cere de strămutare a procesului aprobate, spart dosarul cumva, în fine, s-a făcut în așa fel încât o soluție a venit după 3-4 ani, dacă nu chiar mai bine, 4-5 ani, cred că eram și plictisit, sătui, uitasem și de Tomograful și de afacerile făcute de cei care erau diriguitorii sănătății nemțene la vremea respectivă, dar n-a fost, niciunul n-a fost mai bun. Toți au fost pe japcă, ne aducem aminte de mare, afacerea Spălătoria din spital. La spitalul județean Neamț. Presiunea mare a fost pe cel care a făcut polițistul, colonelul Cărbuneanu, care a făcut dosarul și de asta vă spun și de asta trebuie să vedem cât de greu poți să mai miști lucrurile în societatea românească. Ai văzut și cu polițistul de la Târgu Neamț, toate îi se sparg în capul lui. Deci e un sistem care trebuie destructurat, făcut ceva, luat de la un capăt la altul și să schimbăm. Ce spun oamenii? Ar trebui să ieșim și noi, care stăm în România, numai din străinătate... Nu numai cei din străinătate, să putem da jos de la putere că românii din străinătate trimit bani în țară și mai țin și economia țării. Da, dar uitați-vă că degeaba dăm noi de la putere pe X, Y, Z și vin alții și în spate se întâmplă lucrurile de genul ăsta. Adică nimic nu se învață din lucrurile trecute. Mai grav. Deci cu acest... Nu, durerea ar fi alta, Cătălin. Hai să presupunem că îi dăm noi. O să dispară actuala putere, da? Pe cine aduce în loc? Asta e marea problemă. Pe cine aș duce în joc? Adică îi lăsăm pe ăilalți din spate să vină să... Politicienii noștri, sau cei mai mulți dintre românii care fac politică pentru a se îmbogăți peste noapte, fără muncă. Pentru a-și promova odraslele, amantele în funcții importante, pentru a-și promova afacerile pe care le au direct sau în mod indirect prin alții și așa mai departe. Toți care s-au ajuns la putere, au fost la putere cât de puțin timp, au dat cât un ton. Nu e cazul acum să trecem o revistă din 90 încoace. Și țărăniștii au avut partea lor de vină. Țărăniștii au privatizat mare parte din societățile ceaușiste, da? Praful și pulberea s-a ales. Au fost contracte acolo semnate cu clauze obligatorii care trebuiau să fie respectate către cei care au cumpărat, să investească și așa mai departe. Nu s-a făcut absolut nimic. Da. Și au fost vândute cum au fost vândute, tot cu șpăgi grase. Au venit, pe urmă, gașca lui Iliescu, Năstase, care jaful de pe lume. A venit Băsescu, jaful de pe lume. Au venit ăștia, jaful de pe lume. Întrebarea mea este, bă, oare cât mai rezistăm? Cât de mai stăm? Rezistăm să ne calce pe grumaza, așa, să-și bate joc de noi. Efectiv își bat joc de noi. Și repet, am impresia că mulți nu mai sunt interesați. La fel de mulți, cred că nu înțeleg ceea ce li se întâmplă. Se mulțumesc cu un ban la pensii care le vine în plus, dar ei nu-și dau seama că au primit 100 de lei, dar 100 de lei de fapt valorează mai nimic pentru că prețul aproape au explodat. Aproape că banii se întorc împotriva ta, știi? Nu înțeleg, nu văd că România, țara asta, se îndatorează de la o lună la alta și în curând o să ajungem că în incapacitate de plată. Din punctul meu de vedere, cred că Grecia a traversat bine episodul. Grecia e parfum. Ai văzut că primesc bani? Deci ei primesc în continuare ajutoare și bani. Iar nu vedem, refuzăm să vedem o mare bătaie de joc și care este la adresa cetățeanului simplu, a celui care lucrează în special în mediul privat. Pentru că am văzut recent undeva, cred că tot în presa centrală, cu siguranță în presa centrală, că vreo 90 de funcționari publici de la Consiliul Județean Mehe Dinț și vreo 26 de consilieri sunt trimiși la mare, pe litoral, la cursuri. Acum, dă pe... Curs de not. Curs de perfecționare. Sau de plajă. De 100 de mii de euro. Bani publici pentru a-i perfecționa pe cei 100 și ceva de funcționari de la Consiliul Județean Mehe Dinț. Dom'le, bătaie, sfidare mai mare ca asta, eu cred că nu există. Dar știi ce spune? Deci oricum au băgat dihonia între cei din privat și ăia de la stat. Știi ce spune omul de la Piatra Neamț?
Ce șmecher sunt ăia. Bă, da, și eu. La Piatra Neamț, când are de gând primarul sau cutare? Domnul Ionel. Domnul Ionel. Sau, mă rog, Consiliul Județean, dar nu așa. Când are de gând să ne dea și nouă? Păi uite, deci, o idee bună. Domnul, domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, inculpatul Ionel Ionel. Să trimitem oamenii la mare. Nu, nu numai de asta, da? Tu ai văzut că ei deja nici nu mai sunt mulțumiți că se duc la mare. Le-au dat bonurile alea, se duc așa, mai mult obligați să... Ia, bonuri de vacă. Exact ce vă spuneam. 100.000 de euro din bani publici pentru un sejur de 7 zile la mare pentru 92 de funcționari și 26 de consilieri de la Consiliul Județean Mehedinți. Pretextul? Cursul de perfecționare pe fonduri europene plus o ședință ad hoc. Ceea ce discutam și... Și Mehedințiu e data trecută un județ aici, la tine în din, studio. Din, unul dintre cele mai sărace județe din țară, cu rata șomajului, cred că în primele trei locuri în România și cu probleme cât casa. Și acolo un județ care a fost părăsit de tinerii care au plecat în străinătate la muncă, așa cum s-a întâmplat în aproape toată țara. Ei bine, cum poți tu să vezi o astfel de acțiune a celor de la CJ Mehedinți? 100 de oameni, 100 de mii de euro ca să le plătească la mare, nu știu ce, cursuri. La chiar... mare, la soare. Da. Da. Asta e. Noi suntem, culmea, suntem conduși de niște oameni care n-au nimic. Da, dar nu, Cătălin, dacă nu există reacție din partea celorlalți, normal că o să te calce pe grumaz, cum spuneam, la infinit și o să-și bată joc și mai tare de tine. Au luat bani de la cercetare, au dat bani la Catedrala Neamului. Păi, dar suntem tâmpiți, am înnebunit cu tot. E 100 și ceva de milioane de euro la rectificare. Apropo de la cercetare de asta, uite, ca să... și dai la catedrală. N-am nimic împotrivă. Se ridice catedrala aia, dar nu cred că Biserica Română, Biserica Ortodoxă Română nu are capacitate financiară, forța financiară să finalizeze acea catedrală. Oricum, beneficiază de foarte multe avantaje din partea statului român. Cred că ar fi da, putut să zică pas. De la noi, nu? Da, dă de la tine. Poți să faci o groază de lucruri, alte lucruri cu banii aia. Unul la mână, doi la mână. Mă uitam pe la București ce face Gabriela Firea. E bătaie de joc. Repet, ești fidarea supremă. Să trimiți bătrânii în Grecia pe banii municipalității. Da? Să trimiți, bine, copii, zic eu că merită și un gest frumos să mai trimiți niște copii în vacanță. Am văzut că și pe la Neam se întâmplă acest lucru, mai ales copiii familiilor care au avut de pătimit în urma inundațiilor, trimiși prin vacanțe, prin tabere de vară, chiar este e bine. Dar în rest sunt niște acțiuni, niște activități pe care refuz să le înțeleg. Și chiar dacă aș dori să cer să văd ce... Bine, e clar că sunt niște activități electorale, fără doar și poate își fac imagine politicienii, dar nu poți să faci la infinit și într-o totală bătaie de joc la adresa celorlalți, a celor care cotizează la acest buget. Nu știu încotro ne îndreptăm, direcția, repet, nu este cea bună și nu știu cât să mai suportăm. Cât suntem în stare să suportăm aceste umilințe zi de zi, cu analfabeții care ne conduc, cu... superbii consilieri ai doamnei Dăncilă, cu o doamnă Dăncilă care îți vine să-ți dai palme când o vezi, da, cu gafele ei. Hai care ne fac de tot rahatul să în vină, lumea asta, să vină să în sprijinul tău, să spui să fii în Muntenegru, să spui ești la Podgorița, să spui că ești la Pristina, capitala. Cum era și Tăricianu, Kosovo, când nu știa ești... pe podul ăla de la Gigea unde se află. Apropo de asta, pentru că mi-ai spus, aveam aici la Index niște date importante pe care eu vreau să le mai aduc la oameni, așa, poate plictisesc, poate oamenii cred că iată, uitați-vă puțin, avem o țară dezechilibrată ca total. Afară. Ca afară, da. O țară dezechilibrată total. E și din București. Europa. Deci Bucureștiul, Somalia, care este cel mai bogat în... Iată, uitați că 234,5, da, miliarde de lei în PIB-ul României a ieșit de acolo, ai coborât în sărăcie. Da? Uitați-vă, Moldova, deci toată regiunea Moldova are 86,1 miliarde de lei. Pentru că ai vorbit, da? Contribuția județelor, o să mai aduc eu în discuție. Uitați, în regiunea Nord-Est, Neamțul 13%, Iașu dublu și ceva față de noi. Iar Sud-Vest, pentru că ai vorbit de Mehedinți, se aduc... Uitați-vă și dumneavoastră cât duce, deci Doljul, că are câteva firme, cred că alea cu americanii și cu investițiile, iar Mehedințul 9% este cel mai sărac județ din România, oameni, așa, mai este Sălajul și Tulcea, dacă nu mă înșel, niște, sub 10. Niște deci cel mai sărac județ, deci cel mai sărac județ din România, uitați-vă, din regiunea Sud-Vest Oltenia, trimite oameni 100.000 de euro sau de lei. Dar nu contează că și de... 100 de milioane, 100 de mii de euro. 100 de mii de... Oameni din Consiliul Județean, Mehedin, sunt trimiși. Ei trimiși oameni acolo, tu cel la perfecționare, mai... Da, care contribui... Bă, dacă erau de la Dolj, da mă, hai că noi dăm 35% pe zonă,
Așa, în PIB și asta e. Nu, merităm. Oltu, Vrancea. Dar Mehedințu este cel mai sărac publici, sălajul. Trebuie și, să fie bine pregătit. Dar și Tulcea, 7%. Nu-i trimiți în sezonul estival la mare. Că e clar că ei se duc la mare pe banii noștri. Ce dracu, cine se duce acolo cu mintea la cursuri? Ei se duc la Mamaia, la Eforie, pe unde se duc. Poate le dau un DVD, băi, îl studiați voi acasă, ceva. Îi cheamă, eu m-am interesat. Dimineața de la 8 stau până la 9, 9 și ceva. Un dansul pinguinului prin sala, că sunt cazați la hoteluri care au și sală de conferințe. Stau, li se predă sau nu li se predă ceva, după care au plecat la plajă, la plimbări și așa mai departe. Bun, ce perfecționare, cum te-ai perfecționat tu o săptămână acolo dacă adunat ai 10 ore de cursuri și ții mintea, stătea la cursuri când te uita pe fereastră și vedeai pe ea în chiloți că se duceau la plajă, hai să fim serioși. Iar nenorocirea asta sau bătaia asta de joc nu se întâmplă de ieri de azi, de ani și ani de zile. Și anul trecut am scris același lucru, sunt o groază de primării și în județul Neamț care își trimit la perfecționare funcționari în sezonul cald. În sezonul estival, în perioada concediilor, în august, în iulie, chiar o să verific acum, să vedem dacă și anul ăsta. N-au nicio tăreață, ne simțiți de nowire. Ei trimit la perfecționare la Mamaia, la Năvodari, la hoteluri de 3, 4, 5 stele. Adică și hoteluri de calitate foarte bună. Bun, repet, trebuie să-i perfecționăm, dar nu mai bine îi adun tu pe toți undeva sau te duci tu mai degrabă, se duce profesorul și îl perfecționează. Aduci profesorul aici, nu? Îi perfecționăm pe toți din nas, băi. Îi suportăm profesorului sau profesorilor. Le suportăm cheltuielile, cazare, mâncare, diurnă. Asta poți să înțeleg, și da. Ar fi cu totul altceva, dar acum te duci tu, se adună... În fine, da. Și se adună unde? La mare, pe litoral. Hai, dom'le, suntem și tâmpiți. Ne merităm soarta din punctul meu de vedere. Să-și bată joc de noi până când nu o să mai putem respira. Oricum își bată joc de noi în ultimul hal. Da. E o bătaie de joc cu cine, la adresa... Da, cu cine trebuie să vorbim? Cui să ne adresăm? De-aia cu Dumnezeu la Catedrala Neamului. Dumnezeu la Catedrala Neamului. Dumnezeu să-i dea, românului minte. Aici este cheia și la cata vorba aceea, domnul Cătălin. Să-i dea Dumnezeului minte românului, că românul, din păcate, nu vrea să mai gândească. Nu știu dacă poate să gândească, pot să gândească cei mai mulți dintre ei sau să înțeleagă anumite lucruri, dar unii refuză să mai gândească, refuză să se mai implice, da. Lasă-o așa, păi e frică. Cum să te mai implici? Teama asta de a face un lucru, de a sesiza, ceea ce spuneam la începutul emisiunii, păi să-mi fie teamă să sesizez o infracțiune, păi că vine la să nu știu ce să facă, să-mi dea foc la mașină. Păi domnul nu cred, Daniel, dar e o mașină până la hai urmă. Să vă trimit către cazul ăsta, polițistul de la Târgu Neamț, Ovidiu Busuiec. Adică ăsta, dacă a intrat în bătălia aia și, mă rog, a rezolvat-o, cum a rezolvat-o singur, nu știu ce trebuia să-i facă, să-i încătușeze, să-i... Așa. Fii atent, deci omul ăsta este pasibil de a fi ceva luate măsuri împotriva lui. Încă nu s-a dispus cercetarea mea să există posibilitatea să întâmple acest lucru, spune mesagerul de astăzi. De 19 ani lucrez în poliție și chiar dacă acum am un gust amar, voi continua să port haina cu onoare și să-mi fac datoria la fel ca până acum. Păi mulți alții au renunțat de mult la lucrurile astea. Și când s-au întâlnit că am mai discutat și eu cu oameni din poliție, așa, oameni care nu știu, încearcă să țină... Ce se reproșează domnului Busuiec până la urmă? Bă, n-a folosit cea mai bună tactică, nu știu ce, trebuia să facă, să... Păi trebuie să vină Carmen Danone să arate care e tactica potrivită. Deci când aia... trebuia să se învârtă de la stânga la dreapta, noi să scoată pistolul păi din... Nu, trebuia să scoți cartea cu măsurile și spune așa, se pasul pare... 1, vezi așa, ridici mâna, strigi la acum el. Acum ce se întâmplă? În momentul în care se face uz de armă, Cătălin, în momentul în care un polițist face uz de armă, automat se declanșează o acțiune de verificare. Un glonț. Cercetare disciplinară. Mi-e teamă ca nu cumva asta să fie, de fapt, ăsta să fie și subiectul care a fost promovat în presă. E discuția duce mai departe, am vorbit aici în ora... Când a acționat cum trebuie, ca la să schimbăm pe comandant. Înțelegi? Că aici bate, știi? Comanta. Batem la comandant. Da, comandantul, problema este care comandantul ăla de la Târgu Neamț, care este în cărți să ia locul domnului Tablan. Sau pe Tablan să-l schimbi? Care e? Pe Tablan să-l schimbi. Sau e un al treilea, că am auzit și varianta asta. Ar fi un al treilea care, de fapt, a vrut să-i facă rău și nu Tablan și comisarului. Corect. Că sunt... Scapă numele că de la asta Târgu e, Neamț, că care sunt lideri ăștia, sunt numai pentru funcții. Funcții. Funcțiile aduc salarii foarte mari. Salariile foarte mari aduc pensii foarte mari și așa mai departe. Deci,
tu în loc să fii acolo să-ți faci datorie și mai sunt oameni, eu am mai găsit oameni bătălia și chiar pentru poliția... Bătălia pentru poliție nu e asta în mod special, Cătălin. Avea poliția în mână ca și putere politică e un lucru foarte mare. Am mai discutat. Unul la mână, îți protejezi oamenii tăi. Doi la mână, obții informații despre dușmanii tăi politici. Deci instituția poliției este una foarte importantă. Foarte, foarte importantă. Foarte importantă. Gândește-te că obții o informație din ultimul cătun din județul ăsta o ai. Tu ca lider politic care vrei să fii. Da? Să fii jupânul unui județ. Vei afla mâine dimineață ce s-a întâmplat la Trei Fântâni sau ce s-a întâmplat la Trei Fântâni, ce s-a întâmplat în cutare loc. Cine s-a plimbat, cine a mai fost prins cu nu știu ce, cu ei ai mai făcut un dosar penal, pe cine să mai verifice poliția economică, de o evaziune, de una, de alta. Adică poți să faci foarte multe lucruri cu poliția. Dacă spui un om... Dar la alegeri cine om, e cheia și lăcata? Un om care stă în genunchi, un om, mă refer la un ofițer de poliție. Dacă reușești să spui un ofițer acolo care să execute ordinele tale de analfabet, cu siguranță că poliția va deveni o unealtă în mâna politicului, ceea ce este, domnule, din 90 încoace. Asta este poliția. Și unii au continuat să fie. Ei, într-o situație de genul ăsta, când pur și simplu, cred că era un risc să treci pe acolo, să vii de la piață, ca să-i spui tu unui om care a reușit, a planat, eu nu știu, nu mă pricep, dar... N-avea, cum să spun, nu era... De ce se dă amploare unui caz de genul ăsta când... Dom'le, poate ăștia... era o piesă de teatru aici. Da, era o piesă de teatru. Era o cameră, știi cum e? Păi era o cameră ascunsă, domn polițist. Cum ați intrat în jocul nostru, domn? Nu trebuia să ieșe. Și a venit omul să intervină, să-și facă datoria. Uite, bă, nu, trebuia să vină cu spatele, de fapt, și să... Așa. Băi, omul de rând, de-aia e frică. Omului de rând. Când vede instituțiile astea neputincioase, când vede că taman pe ăla care își face datoria, ăla e oprimat și cum spui și... Nu știu, Târgu Neamțul, cred că are și Târgu Neamțul secție de jandarmi, nu? No. N-are? Nu, n-are. Roman nu știu că are și la Roman jandarmii... Hey, uite polițistul, da? Uite polițistul, așa. Ia uite, bă, el putea să-și ia bâte în cap acum de nu... Ia uite, fii atent, trag ăștia de el. Băi, frate, deci... Câți ar fi intrat în nebunia asta? Deci câți ar fi intrat în nebunia asta așa? Poate l-a pusă că a fost plătitor, deci, doamna... că uite, el era de partea găștii astea care... A, deci era cu steaua. Deci a folosit era cu... arma din dotare, era să-i sperii pe ceilalți. Nu, dar știi, doamne, asta e dureros. Nu este de râs. Atenție, s-a întâmplat după amiază și a pus cineva întrebarea de ce un singur polițist a ajuns acolo. Apropo de problema echipajelor de poliție care... lipsesc cu desăvârșire după ora 16, pentru că polițistul la ora 16 a pus cascheta în cuier și a plecat acasă. Păi nu, ăla de la mediu, da? Vineri pleacă, sunt aia care fac domnul permanența. Iohannes, ca să fim corect, la Roman un echipaj pe timp de noapte, vineri, da? Pleacă, la Piatra 1 sau 2. Deci toată România asta de vineri de la 4 până după luni dimineață, un august fierbinte. Nu, dar nu de azi, din totdeauna. S-a dus unul, nu știu, citeam zilele trecute, poate ai citit și tu, s-a dus unul să lase o hârtie în weekend la... Și a ieșit jandarm, domnule, nu-i nimeni, domnule. Cum ăla la președinția României nu-i unul acolo care măcar să stea la telefon, la cealaltă? Păi tot timpul a existat un om. Băi, deci este ceva care... Dar tu ai ne lasă... ai așteptări foarte mari de la domnul președinte? Că eu n-am așteptări mari. Nu la asta mă refer. Nu la asta. De-aia omului e frică. Sunt cetățeanul e frică să sune. Băi, dacă sun, mă cheamă, mă întreabă, mă poartă pe drumul, las-o, hai nevastă pe partea aialaltă. Și omul asta face. Când vede un lucru, când vede o chestie de asta, nu se duce să-i plice. Hai pe partea aialaltă, lasă, nu mai hai așa. Acasă. Cine știe că... Da, de asta, pentru nu că ieșim la instituțiile meeting, hai acasă astea. Că ne iau ăștia, da, colimator instituțiile și rămâi fără nebunice. Loc de muncă. Da, lasă că mai am probleme cu ei, mai am probleme cu... Nu, dar zic în general așa, nu au... Ei, și tu îl iei pe omul ăsta ca să-l pui la punct, dar ce trebuia să facă? Eu asta vreau să vă... Doamna Carmen Dan sau domnii ăștia... Bun, acum poate sunt niște bătălii pe care noi nu le știm, știi? Din interior, din... Da. Doamna Carmen Dan, un apel aici din județul meu, un apel către județul meu. E foarte important. N-ați vrea să vă dați demisia? Păi eu cred că cel mai bine ar fi ca doamna Dan să-și dea demisia. Bine, aici nu e ancheta corpului de control al ministrului?
Da. Că și IGPR-ul are un, are un corp. Deci ministrul și-a trimis corpul. Îl mai știi pe Neculae Isache de la Târgu Munț? Da, e da. Funcție la București. SNPPC. Numai niște oameni care nu au auzit de muncă reală în poliție și care nu știu decât să coboare din bloc și să moargă la ministrer. Îi pot reproșa unui agent, așa, agentului Busuioc, modul în care a intervenit. Eu, care am instrumentat multe dosare cu țigani în zonă și știu exact cum se comportă și când sunt de pașnici, nu pot decât să-l felicit. Mă rog, adică totuși trebuie să părstăm o decență. Mă, înțeleg că va fi făcut cetățean de onoare 9 august 2018, cetățean de onoare al orașului. Așa, frățioare, să-i scoatem pe oamenii valoroși din societate. Brădioare, să-i, așa, stăm și cu tomograful pe final. Ce să zice cu tomograful? Cu tomograful pe spinare. Noi îl plătim. Să dea Dumnezeu să fie recuperat prejudiciul, ceea ce am văzut că s-a pus sechestru pe mai multe bunuri imobile, pe casele ăstora și a doctorului Lazar, din câte am înțeles, s-a pus sechestru și a ălora de la București și a doamnei Elea, șefa serviciului achiziții din fosta șefa serviciului Murariu, parcă îi spune. Mm-hmm. Sper să se recupereze prejudiciul, iar banii să fie folosiți pentru achiziționarea, știu eu, a unui, adică sunt mai mare, dar un audiometru ar trebui la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Nu costă mult. Știu că acum 2 ani nu l-aveau, e undeva la 100 și ceva de milioane și știu foarte bine că acum tot 2 ani erai trimis să duce la policlinică, mă scuzi, la URL dacă aveai probleme și te trimiteau să faci, că aveai, când aveai nevoie de audiometrie, te trimiteau la o privată. Dar ar putea să cumpere, să-i ajute, de exemplu, pe cei de la Roma să cumpere un tomograf, să nu mai dea bani la firma aia privată, care sifonează o căruță de bani acolo. Exact, exact. Adică la prosperă privatul în detrimentul domnule, sunt prea mulți mână-mână și mă refer la cei care, că de asta e bătălia mare. Tu de ce crezi că vor să ajungă și să controleze și societățile Consiliului Județean, societățile Consiliului Local? De ce crezi tu că e bătălia asta? Sunt și lefuri acum de bun simț, au fost lefuri foarte mici și se băteau, se sângeau de gât ca să prindă, să ajungă patronatul administrativ, se numește, mai să ajungă acolo burghezia, pentru a face, a da bufuri. Mai un contract cu firma prietenului meu, mai un contract cu avocatul agreat de mine, mai un contract cu casa de avocatură și așa mai departe. Sunt niște lucruri îngrozitoare, de exemplu, care se întâmplă pe la PubliServ, nu mai avem timp. O să avem. Urât de tot. Nu numai pe la PubliServ, și pe la LocativServ, cam peste tot, toate societățile Consiliului Local, toate societățile Consiliului Județean sunt căpușate cu nesimțire. Degeaba mai cântăm noi cei din presă cu ghilimele, am mai prezentat drupul, e cu piciorul în groapă, se fură și acum de scrupe. Băi, drupul nu-i cu piciorul, e până la gât, da, în groapă. Încă trăiește cu ajutorul banilor de la Consiliul Județean. Am înțeles. Ei sunt terminați, dar cineva urmărește ceva acolo. Presa a scris, va scrie, te-ai ocupat și tu de subiectul ăsta și colegi din presă. Sper să nu fie un final de genul mortu-i vinovat. Știți, ne-a pus culiță tărâță, dar de unde să-l mai luăm? Sau nu poți. M-am gândit la varianta asta. Te-ai gândit la asta? Nu, dar n-ai cum. Păi ca și cum ți-aș spune, te întreabă unul, bă, dar dacă spunea ăla să te arunci în fântână, ce făceai? Te aruncai în fântână? Tu m-ai pus întrebarea la un moment dat ce trebuia să facă, putea să facă domnul Lazar. Domnul Lazar putea să facă un singur lucru. Când cineva, că o fi fost răposatul, că o fi fost altcineva, a făcut presiunea asupra lui să zică, frate, nu mă bag în așa ceva, că e pușcărie, am plecat, eu am meseria mea, am cabinetul meu particular, rămân în spital, rămân în policlinică, îmi văd de treaba mea, mă întâlnesc cu cât câștig, de ce să fac niște măgării și cât crezi tu că ar fi revenit domnului Lazar din șpaga aia de 600.000 de euro? Că da, atât a fost șpaga, 600.000 de euro. Cât să-i fi revenit? Calculată de tine? Aia, cu firmele alea implicate. Aia trebuia să-și tragă și cotă parte. Dar eu sunt convins că mare parte din suma aia s-a dus undeva spre un personaj din serii. Sunt convins 100%. Doar o secundă să-l vedeți pe acest domn, George Tudor Coldea. Acesta este vărul postului adjunct serii. Da, este... Băi, sigur, poate eu... E rar în România să te cheme Coldea și să n-ai nicio legătură. Dacă dai mai jos, o să vezi că, într-adevăr, el a fost la Medicare Technics S.A. în ianuarie 2005, aprilie 2016. Fizician, a avut treburi, funcții importante. Gaz Plus Solution și acum la o firmă de... tot cu bani și tot cu influență. O să vedem ce se va întâmpla pe partea asta. Un lucru se anunță un proces de lungă durată, asta este clar. E un proces care o să dureze, o să înceapă efectiv peste vreo 6, 7, 8, 9, 10, dacă nu cumva un an, că au posibilitatea inculpații să conteste, să facă, să dreagă. Pe urmă, primă instanță, a doua instanță, expertize contra expertize.
Timpul 3, trece, 4 ani, noi cu drag o să vom uităm, plăti să și... mai trăim și să mai comentăm la vremea aia, dacă vom mai avea ce comenta. Rămâne de văzut, dar date fiind persoanele implicate aici, nu știu, mă gândesc că s-ar putea să avem de-a face și cu vreo surpriză. Am dar înțeles. Dacă presa va fi atentă și va sta cu ochii pe acest dosar, lucrurile nu vor decurge așa cum vor unii. Vor merge pe calea firească și inclusiv că asta ne interesează în primul rând, recuperarea prejudiciului. Este o sumă foarte mare de bani, repet, 600.000 de euro poți să cumperi o groază de aparatură medicală sau mai multe, poți să asiguri să le plătești, de exemplu, angajaților tichete de vacanță, că vor tichete de vacanță. Și alte investiții, că spitalul ăla are nevoie de investiții. Poți să nu mai iei, că mă scoate din sărite faptul că te taxează la nesimțiți, ce sunt ei, te taxează la intrare în spital și e fantastic, e 3 euro sau nu știu cât, e foarte mult din punctul meu de vedere. Nu știu dacă, cred că într-un an cât să câștige, nu câștigă 600.000 de euro, dar putea să mă mai taxeze la intrare, mă, că nu mă duc la spital, eu nu m-am dus niciodată de drag, nu mă duc să vizitez spitalul. Mă duc să-mi vizitez un bolnav, mă duc să... Am mai scos și pe unii de la morgă, din păcate, tot cu șpagă nenorociților care sunteți. Am înțeles. Apropo de morgă, citeam zilele trecute, fiul doamnei ministru... Nu poți să scoți mortul, domnul Cătălin. Este angajat la morga din spitalul Baia Mare. Nu poți să scoți mortul de la morga piatră, n-am să fără șpagă. Știe cineva treaba asta, am mai spus-o. A auzit cineva, băi, degheaului, poliție, BNA, DNA, care mai sunteți, ați auzit treaba asta? Eu vă spun, v-am mai spus-o, vă repet. Mortul de la morgă nu scoți fără șpagă. N-ai să ieși din bloc fără șpagă. Nici n-au să-ți dea voie a mișcat cineva vreun deget, repet. Avem deghea cu 20 de ofițeri care încasează, care câștigă la 90 de milioane, 9.000 de lei pe lună. Ce facă ea? Ce facă ea? O să spună că noi suntem cu ăștia din MAI. Lasă-mă că puteți face și altele. Când nu vă ocupați de aia din MAI, că îi prindeți și păgari și MAI-ul vostru, ocupați-vă și de alte fapte de corupție. E greu, domnul Cătălin, foarte greu. Mă gândesc serios că poate dă Dumnezeu să fiu sănătos, să plec și eu cu ăștia, că pleacă. Să-mi văd de ale mele și să mă uit așa de la distanță spre România, să văd ce se mai întâmplă pe aici. E grav să auzim lucrurile acestea. Mulțumesc, Daniel. Mulțumesc. Sper să mai rămânem măcar câțiva, să mai ținem lucrurile în viață. Flacăra presei corecte aprinse. Vă mulțumim și dumneavoastră. Gândiți-vă la toate lucrurile acestea și judecați. La revedere, toate cele bune!